angajatorul dumneavoastră plătește 0,25. Acum, ca să fiu sincer, din ce a explicat ministrul finanțelor, am înțeles aproape ca dumneavoastră, doar că norocul nostru este că știm că nu e așa. Dar cum e, explicați-ne? Poftim? Explicați-ne cum o să fie. Deci, mai vă spun o dată, eu încerc să vorbesc cu oamenii, nu finanțista domnului ministru Mișă, care pe fond, din punct de vedere tehnic, a explicat bine. Traducerea iese rău la domnia sa. Astăzi, repet, dumneavoastră, când vă luați salariu, angajatorul dumneavoastră plătește această taxă de 0,25%. Această taxă se va menține. Inițial, noi am spus că nu va mai fi, nu va mai fi decât rămân cele două, sănătate și de pensie. S-a constatat că mai trebuie această taxă, este obligatorie, este o negociere și la nivel de Uniunea Europeană și sindicatul reclamează, e responsabilitatea angajatorului pentru locul de muncă. Am înțeles, va rămâne că este 0,25 sau 0,30. Repet, Ministerul de Finanțe astăzi face calculele necesare pentru ca fondul respectiv să rămână în sumă reală la fel, repet, schimbându-se baza de raportare. Guvernul își va asuma această taxă care nu era în programul de guvernare. Este astăzi. Vă, domnul viceprim-ministru, e specialist în explicații cu sindicatele. Dar... În acest moment, cu toții plătim 75 la asigurări. În programul de guvernare, odată cu transferul obligațiilor sociale de la angajator la angajat, vom plăti 35%. Cei 39,75 erau formați din 22,75 plătea angajatorul și 16 se pare angajat. Nu este nicio taxă nouă. În viitor, se vor, de la 39,25, noi ne ducem la 37. Deci este o micșorare acestor taxe prin transfer. Mai mult decât atât, există această directivă europeană, se numesc creanțe, care reprezintă 0,25. Până acum, angajatorul plătea mai multe conturi. Era la creanțe, la șomaj, erau vreo 4 conturi. În acest moment, toate acestea care însumau până acum 2,25, se vor plăti într-un singur cont, mai puțin cu 0,25, respectiv vor plăti 2%. Este un lucru care l-au cerut și sindicate, e responsabilitatea și a angajatorului, nu numai angajatului care își va plăti direct cei 35%. Normal, tot prin angajator, pentru că el are întreaga sumă. Deci, domnul ministru, cu adevărat, de aici a ieșit că există o nouă taxă. Nu există nicio nouă taxă. Mai mult decât atât, pentru grupele de muncă, până acum se plătea pentru grupa 1 5%, respectiv 10% de către angajator, în viitor se vor plăti 4%, respectiv 8%. Deci este o scădere și în acest domeniu pentru angajatori. Deci toți cei care își vor face bugetul pentru anul viitor, multinaționalele și toate companiile, poate să bugeteze, vor fi taxe mai puține, deci cheltuielile vor fi mai mici cu angajații. Și mai puține ca număr și mai mici. Da, a spus că doar 10% din cei 2% vor merge la fondul de creanță. Deci iar traducem din domnul Mișa în românește. Deci la creanță merge 0,25, este directivă europeană. Domnule prim-ministru, ne puteți lămuri totuși ce se întâmplă cu salariile, dacă salariile oamenilor, dacă trec contribuțiile de la angajatorul la angajat, cresc, scad salariile? Nu scad sub nicio formă și luăm de la capăt. Este un mecanism prin care salariile rămân cel puțin la fel, ele vor crește. A fost discuția dacă această măsură aplicată la sistemul de stat este clar că generează creștere, fiindcă statul, da, va transfera salariul brut de astăzi pe suma care reprezenta înainte cheltuielile cu angajatul. Și că dacă privatul va face același lucru, am avut consultări cu tot ce înseamnă patronate, și cele mai mari și cele mai mici, rezultatul discuțiilor a fost că ei au spus toți la unison același lucru. Este o oportunitate pe care ne oferă statul ca în aceeași anvelopă de cheltuieli să plătim mai bine oamenii. Fiindcă România a intrat în zona în care începe o competiție acerbă pe piața forței de muncă, firmele nemai găsind foarte ușor noi angajați.
Și atunci a păstra personalul devine o prioritate pentru orice angajator sănătos la cap. De asemenea, acele vaite că, doamne, cu ocazia acestei legi, vor fi privați care vor scădea lefurile. Dumnezeule, puteau să o facă și astăzi. E la privat. Nu, ei vor folosi acest mecanism pentru a-și motiva mai bine oameni. Acei doi vreau să vă aplice la propriul mărit, care de contribuție a angajatului? La ce să aplice cei 2%? Da. Deci până acum, repet, plăteam 3,975. De acum încolo vom plăti 37. 35. La brutul mărit, cum spuneți dumneavoastră. Nu scad salariul, nu? Deci venitul, salariul minim pe economie nu va scădea. Nu scade netul, indiferent. Va crește cu, nu știu, o cifră... Eu cred că, până la urmă, va trebui cu toții să mai așteptăm câteva luni, vom intra în ianuarie și veți vedea că nu scade nimic nicăieri. Venitul minim garantat de salariul? Da. L-am citit. Doamne, atâta timp cât acel articol cuprinde declarații domnului Câțu și așa mai departe, iertați-mă, dar mă feresc să vorbesc cu el într-un spital. Deci e o dramă că cineva își cumpără o pereche de pantofi într-un mall. Dumnezeule mare. Vi se pare că e un articol în regulă? În New York nu își cumpără nimeni pantofi. Sper că de asta au fost șocați, că la noi cineva, o doamnă, își cumpără o pensionară, își cumpără o pereche de pantofi. De fapt, așa începe articolul, nu? Și comentează domnul Cățu, care... Haideți să nu mai spun numele, că-i fac publicitate nemeritată. Haideți, Sfinț. Domnule premier, impozitul pentru veniturile sub 2000 de lei, ce se întâmplă cu acestea? Era în programul de guvernare. Din 2000, este în programul de guvernare, nu este în programul de guvernare din 2017. Încercăm să-l băgăm din 2019, dacă în funcție de dezvoltare economică. Nu, este nu, din 2019 nu. În programul de guvernare, odată cu impozitul global. Deci erau legate câteva. Să vedem cu impostul global, dacă ajungem la nivelul acela de interconectivitate financiară ca să putem implementa sistemul, dar dacă lucrurile merg așa cum trebuie și cum se arată, nu în New York Times, ci în viața reală, credem că vom putea introduce și așa.